viață oamenilor, este pâinea care dă viață sufletelor, este pâinea care ne dă nouă și puterea și lumina și hrana și toate celelalte de care avem noi nevoie. Și atunci, iubiți credincioși, de ce căutăm noi atât de mult echilibrul de la lumea aceasta și nu o căutăm de la Hristos, de la Dumnezeu? Dar noi ca neam, dacă astăzi în 10.000 de biserici, în jurul fiecărei biserici s-ar aduna 1.000 de oameni, cu fiecare să aibă în mână câte o lumânare, iubiți credincioși, și ar fi stat la Sfânta Liturghie în jurul lui Hristos, ar fi cel mai mare protest în fața răului, în fața răutăților, în fața derbedeilor, în fața tuturor celor care nu fac voia lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, noi păstorii, pentru că de la noi, de la cap, pleacă toată greșeala și toată răutatea. Noi păstorii trebuie să-i adunăm pe oameni în jurul lui Hristos. Există pericolul să se creadă că îi adunăm în jurul bisericii. Biserica sunt ei, credincioșii. În jurul potirului trebuie să-i adunăm, pentru că trebuie să devenim hristocentrici. Să se adune, să devină fiii lui Dumnezeu după har, pentru că prin împărtășanie aceasta vii. Că nimic pe fața pământului nu este mai puternic decât cuvântul. Și dacă ne vom aduna în jurul cuvântului lui Dumnezeu întrupat și vom însuși cuvintele Evangheliei în inima noastră și noi vom purta mai departe cuvântul adevărului, atunci noi vom avea parte în împărăția cerurilor și nu vom fi părtași cu fățarnicii. Credincioși, de fiecare dată când ascultăm această pericopă evanghelică, ne gândim că ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de aproapele nostru. Pentru că în Evanghelia de astăzi este o diferență foarte mare între datoria pe care o are omul, acela datornic, față de împăratul care l-a chemat să dea socoteală și aproapele său. Adică una este 10.000 de talanți și una este 100 de dinari. Și ascultând Evanghelia, ne dăm seama că datoriile noastre față de Dumnezeu sunt cu mult mai mari decât datoriile pe care le au frații noștri față de noi. Dar de fiecare dată mintea noastră se întâmplă tocmai invers. Noi începem să credem că noi nu prea avem datorii față de nimeni, nu am greșit față de nimeni și toți ne sunt datori și toți au greșit față de noi. Pentru că ni s-a pervertit mintea și inima. Am schimbat raportul valorilor spirituale, morale, duhovnicești din interiorul ființei noastre. Și uitați, frățiile voastre, că același om care avea o datorie colosală, aproape cât datoria unei țări, aproape, dacă trebuie să calculăm. Adică nu poate un om să aibă o asemenea datorie. El, la rândul său, când s-a smerit, a primit deslegarea într-o clipă. El a primit binecuvântarea într-o secundă. A primit iertarea de la stăpânul său într-o clipeală. Și s-a ridicat de acolo, liniștit și împăcat și mulțumit și bucuros că nu i s-a vândut averea, copiii, familia, soția și a rămas în integritatea lui. Dar uitați cât de parșiv și de viclean este omul. În clipa în care s-a întors cu fața de la stăpânul său, a devenit el însuși așa cum era el de fapt în inima lui. Pentru că atitudinea pe care a avut-o față de stăpânul său n-a fost alta decât o atitudine de smerenie falsă, de fățărnicie imensă, tocmai dovada că în clipa în care s-a întors către aproapele său, totul a izbucnit din inima sa. 100 de dinari trebuie să-mi dai tu mie, pe lângă 10.000 de talanți. Și a sărit în clipa următoare la gâtul fratelui său, a strâns de gât, cum spune Evanghelia. L-a luat, a pus mâna pe el, adică a avut un contact fizic. Stăpânul nu l-a strâns de gât, nu l-a biciuit, nu l-a întemnițat, nu l-a atins cu ceva. Și doar i-a spus că este dator. Dar omul, uitați cum face, iubiți credincioși, sare la gâtul aproapelui său,
îl întemnițează, adică îl constrânge din punct de vedere fizic din toate părțile și spune, nu vei ieși de aici până când îmi dai marea sumă de 100 de dinari, care nu era ceva decât o picătură pe lângă ceea ce avea el. De aceea noi trebuie să conștientizăm că avem o mare problemă. Inversarea în inima noastră a adevăratelor valori, a adevăratelor principii, a adevăratelor raportări la Dumnezeu, la noi și la aproapele, pentru că atunci când este vorba de noi, avem cu noi inimă de mamă și când este vorba de fratele, avem față de el inimă de judecător. Dar cuvântul înțelept spune așa, cu tine trebuie să ai inimă de judecător și cu aproapele tău trebuie să ai inimă de mamă. De aceea spune, în rugăciunea Tatăl nostru, înainte de a veni tu la altar să aduci jertfa ta, trebuie să ierți pe fratele tău. Și în rugăciunea Tatăl nostru spune clar, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică dacă eu iert acei 100 de dinari, așa să-mi ierți și tu, Doamne, cei 10.000 de talanți pe care i-am datorie față de tine. 10.000, iubiți credincioși, înseamnă 10 ori 1.000, adică o datorie nebănuită, necuantificată, o datorie pe care nu poți să o așezi sub nicio măsură, pentru că ea, de fapt, nu are valoare prețuită în fața noastră a oamenilor, pentru că este o valoare spirituală, raportul nostru față de Dumnezeu. Și iată cum se comportă stăpânul. Se comportă mai mult decât un tată, pentru că îi iartă într-o clipă, nu-i cere nimic și îl lasă și liberă, îi redă libertatea. Ce face acesta? Nu-l iartă pentru nimic și îi ia libertatea. Cel mai mare preț pe care îl are omul pe fața pământului este darul acesta al libertății. Iar noi față de aproapele nostru, în fel și chip, să știți, frățile voastre, că inventăm în continuu pretexte ca să-l subjugăm, ca să-l îngrădim, ca să-l întemnițăm sub forme din ce în ce mai subtile și mai perverse, ca să-i îngrădim libertatea și să-l scoatem ca o slugă netrebnică față de noi pentru datorii de nimic. De aceea problema numărul 1 pe care trebuie să o desprindem noi din Evanghelia de astăzi este schimbarea inimii noastre și schimbarea de mentalitate, de minte, de atitudine, care se cheamă în termeni duhovnicești metanoia. Și să știți că această schimbare trebuie să aibă loc față de toate lucrurile din lumea aceasta. Până când nu ne vom schimba raportarea față de Dumnezeu, față de noi, față de aproapele, față de creație, adică această metanoia care va duce de fapt la smerita cugetare, toate valorile noastre vor fi strâmbe, vor fi deformate, vor fi amplificate de către Satana și niciodată nu vom ajunge să știm în inima noastră care este de fapt adevărul și măsura lucrurilor, pentru că totul va fi amplificat și deformat. Dar iubiți credincioși, ceea ce v-am spus este de fapt o atitudine morală a omului față de om. Dar problema este mult mai amplificată dacă trebuie să privim lucrurile în profunzimea Evangheliei de astăzi. Pentru că se spune că un împărat a dat o pildă despre împărăția cerurilor. Dacă este pildă despre împărăția cerurilor, pentru că așa spune Evanghelia de astăzi, asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Atunci, dacă este vorba de împărăția cerurilor, este vorba de bunul Dumnezeu. Este vorba despre Sfânta Liturghie. Pentru că de fiecare dată când începe Sfânta Liturghie, spunem binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și face socoteală cu slujitorul său. Dar, iubiți credincioși, în săptămâna care a trecut, în zi de vineri, avem aici o pericopă evanghelică de la Matei, care spune clar, cine este oare slujitorul cel credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste slujitorii săi ca să le dea hrană la vreme. Acesta, iubiți credincioși, nu poate să fie decât preotul și episcopul care este slujitorul bisericii, care este pus de împăratul cerului și a pământului, de Mântuitorul Iisus Hristos, este pus într-o demnitate și acesta a primit atât de multe daruri care seamănă cu aceste 10.000 de talanți. Adică a primit foarte mult har, a primit foarte multă binecuvântare,
A primit cunoaștere, a primit înțelepciune, a primit putere, a primit sfințenie, pentru că El este sfințit slujitor, are puterea de a lega și a deslega. Câte va lega El pe pământ, vor fi legate și în ceruri. Câte va deslega El pe pământ, vor fi deslegate și în ceruri. Și acest slujitor și El, om netrebnic, cu aceeași fire umană, ca și Cel pe care slujește, a primit foarte mult tocmai pentru a sluji. Pentru că El a primit mult și primind mult înseamnă că este într-o demnitate mare și spune cuvântul Evangheliei, iar cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Adică misiunea noastră a preotilor și a arhiereilor este aceea de a sluji biserica, iar biserica sunteți frățiile voastre, iubiți credincioși, pentru că misiunea noastră nu este să vă stăpânim, pentru că unul este stăpânul, ci să vă slujim. Pentru că fiecare din credincioși este, de fapt, o rană a lui Hristos de pe Sfânta Cruce, care ori o oblojim, ori o legăm, ori o tămăduim, ori dacă nu o lăsăm nevindecată, netămăduită și de fiecare dată, când nu avem grijă de câte un suflet, adică de cel mai mic care este dator cu 100 de dinari, noi, de fapt, răspundem în fața lui Dumnezeu. Și de unde știm noi că vom da răspuns mare în fața lui Dumnezeu ca slujitori? Uitați că spune tot în Evanghelia aceasta, de vineri, de săptămâna trecută. Fericit este slujitorul acela pe care, venind stăpânul său, îl va găsi făcând așa, adică va da hrană la vreme. Adevărat vă spun vouă că îl va pune peste toate averile sale, dacă însă slujitorul acela fiind rău, va zice în inima sa, stăpânul meu va întârzia și va începe să bată pe tovarășii săi și să mănânce și să bea cu bețivii și va veni stăpânul slujitorului aceluia, în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu se gândește și îl va tăia din regătorie și îl va face părtaș cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Ce înseamnă părtaș cu fățarnicii, iubiți credincioși? Sunt cei pe care Domnul i-a pedepsit și a mustrat prin cuvânt spunând, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Asta înseamnă părtășia cu fățarnicii. Pentru că vouă vi s-a dat mult și ați pus sarcini grele peste umerii celor mai mici, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, pentru că vi s-a dat cheile împărăției cerurilor și în voi în loc să deschideți împărăția ca să intră aceste slugi mici și ele împărăție, voi de fapt ați legat ușile împărăției cu canoane, cu rânduieli, cu stricteți, cu greutăți care le-ați pus pe umerii celor mai mici și n-ați mutat voi nici cu un deget din ceea ce ați pus pe umerii celor mai mici. Și spune Evanghelia, va da hrană la bună vreme. Ce hrană trebuie să dea, iubiți credincioși? Și uitați-vă, frățile voastre, tot în Evanghelia, pentru cei adormiți din zi de vineri, care spune clar, zisa Domnul către iudeii care crezuseră în El, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da este trupul meu, pe care eu îl voi da pentru viața lumii. Deci, iubiți credincioși, slujitorul acela care avea o datorie de 10.000 de talanți, era preotul și arhiereul în perspectivă duhovnicească. Acel slujitor, de fiecare dată când vine el în fața împăratului, în fața stăpânului, să săvârșească Sfânta Liturghie, și aceasta poate să vă o confirme în inima lui orice arhiereu și orice preot, vine de fiecare dată cu o inimă înfrântă, pentru că pe cât i s-a dat de mult, pe atât de puțin poate el să răspundă, pentru că noi suntem slujitori nevrednici. Adică, avem păcatele noastre, avem neputințele noastre, avem frământările noastre, nu ne ridicăm la măsura darului pe care l-am primit. Adică dacă am primit 10.000 de talanți, noi trebuie să-i dăm Domnului 10.000 de talanți. Adică să avem o slujire infinită, o slujire și o jertfă desăvârșită până la sfârșitul vieții noastre. Și toți avem această frământare interioară, că nu suntem destul de rugători, nu suntem destul de curați, nu suntem destul de smeriți, nu suntem destul de postitori,
Nu suntem pregătiți niciodată pentru Sfânta Liturghie și dacă veți citi rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie, o să vedeți că și mari sfinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Ioan Damaschin și toți ceilalți care au scris rugăciunile de Sfânta Împărtășanie, o să-i vedeți că spun că nu suntem vredni să ne apropiem de această cină. Nu suntem vredni să cunoaștem, să cinstim trupul și sângele Domnului așa cum se cuvine. Pentru că pe atât de mare este darul cât noi nu vom putea răspunde sub niciun fel. Dar avem o misiune de făcut, iubiți credincioși. Uitați-vă la Sfântul Apostol Petru. În clipa în care el s-a lepădat de Domnul nostru Iisus Hristos, adică a făcut un păcat foarte mare. Și dacă el era Petru și era apostolul și era răvnitorul, iată că și el a căzut și s-a lepădat de Hristos. Cum îl iartă bunul Dumnezeu? Cum îi iartă lui cei 10.000 de talanți? Îi spune așa: Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Paște oile mele. Petre, mă iubești tu pe mine? Paște mielușei mei. Adică cei 10.000 de talanți, toate datoriile pe care le are un preot, nu se vor ierta nici cu metanele pe care le face el, nici cu rugăciunile care le face el, nici cu acatiste și paracliste și tot ce poate să facă un preot în canonul lui personal, ci doar cu paște oile mele, paște mielușei mei. Adică păcatele unui preot se vor ierta prin faptul că el a dat hrană slujitorilor săi, adică a dat trupul și sângele Domnului oilor cuvântătoare. Dar apare o problemă, iubiți credincioși. În clipa în care noi slujitorii vrem să ne apropiem de Sfintele Taine și să slujim Sfânta Liturghie, nici nu intrăm în Sfânta Biserică și ne apucă o smerenie și o umilință interioară că nu suntem vrednici de a păji pe acest pământ sfânt care este Sfânta Biserică. Și facem fel de fel de rugăciuni, de smerenie, de umilință. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Și spunem și aici, și spunem și în Sfântul Altar, și spunem că și când ne îmbrăcăm cu veșmintele cele sfinte și în timpul Sfintei Liturghii, spunem în continuu să ne curățească Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu de păcate și să ne învrednicească a sluji Sfânta Liturghie. Dar, iubiți credincioși, în clipa în care noi ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului, o să vedeți că tot preotul acela, într-o demnitate și într-o putere, vine și strigă cu gura mare, cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Și în majoritatea bisericilor și mănăstirilor și catedralelor nu vine niciun credincios să se împărtășească. De ce? Pentru că el se întoarce cu fățărnicia de care am vorbit mai devreme. Eu am postit miercuri și vineri. Eu m-am rugat după putere dimineața și seara. Eu m-am smerit și eu pentru păcate de zi cu zi. Nici eu nu m-am spovedit cu o zi înainte de Sfânta Liturghie. Dar voi, slujitorilor ai lui Dumnezeu, care aveți doar 100 de dinari datorie, voi n-aveți voie să vă împărtășiți cu Sfintele Taine și apoi preotul ce face? Vă întemnițează așa cum a făcut la Evanghelia de astăzi. Adică, te-ai spovedit cu o zi înainte? Nu. N-ai voie să te împărtășești. Dar nici el nu s-a spovedit cu o zi înainte. Ai postit 3 zile sau 5 zile, dar nici el n-a postit 5 zile, pentru că, sau consecutiv, cum au pretenție unii, pentru că el postește doar miercurea și vinerea. Dar peste oile lui Dumnezeu pune, iubiți credincioși, sarcini grele. Și apoi, dacă îndrăsnește să vină cineva să se împărtășească, începe să spună alte și alte criterii. Dar știi că trebuie să ne împărtășim doar de 4 ori pe an, că așa spun cuvioșii părinți și duhovnici. Dar această împărtășare doar de 4 ori pe an, iubiți credincioși, nu este altceva decât o regulă care se ținea pentru cei care au avut cununia a treia și a patra unii au încercat să o facă. Și s-a făcut o rânduială ca să fie împărtășiți cu mare îngăduință în postul Maicii Domnului, în postul Sfinților, postul Crăciunului și în postul Paștelui. Dar din neștiință,
din necunoaștere, din nepricepere, iată că s-a extins această regulă care se aplica doar la cei care se aveau a treia sau a patra curunie și s-a împânzit în toată biserica. Iar dacă ai scăpat de regula asta, începe să spună, da, dar trebuie să ții 40 de zile de post, așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că trebuie să ții 40-imea. Și atunci, ia un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, îl înțelege greșit și îl aplică într-un alt context. Pentru că una este 40-imea și alta este, iubiți credincioși, Paștile. Pentru că iau un lucru din momentul Paștelui și îl aplică pe tot parcursul anului. Și în felul acesta face la fel ca în Evanghelia de astăzi. Îl aruncă în temniță pe cel mic, adică îl îngrădește cu zăbrele grele și canoane grele, dar cu el a avut inimă de mamă și cu celălalt inimă de judecător. Dar tâlcuiesc frumos Sfinții Părinți și spun așa. Dacă trebuie să postim 40 de zile ca să ne împărtășim și aduc ca argument cele 40 de zile care le-a ținut Moise ca să ia tablele legii în pustie, atunci ar însemna să ne împărtășim doar o singură dată pe an de Paști. Iar dacă vrem să ne împărtășim de mai multe ori, ar trebui să avem 10-40-imi ca să se împărtășească omul de 10 ori pe an. Adică ar trebui să să postească omul tot anul, iubiți credincioși. Dar una este 40-imea și una este Paștele. Și știți de ce? Pentru că toți Sfinții tâlcuiesc așa. Nu toți cei care țin 40-imea au dreptul să se împărtășească. Pentru că deși catehumenii țin 40 de zile de post, n-au voie să se împărtășească. Deci vedeți, frățiile voastre, că nu leagă Sfinții Părinți împărtășania de cele 40 de zile de post. Ba mai mult decât atât. Vin cu alte argumente. Dar voi chiar vreți să vă împărtășiți în fiecare duminică? Și dacă un creștin îndrăsnește să-și ia inima în dinți, să primească chemarea stăpânului său, a împăratului, să vină, să-și facă datoria de slugă netrebnic, adică să se smerească și să se împărtășească cu Sfintele Taine, nu cumva să gândească că ia vreun premiu, îi se spune așa, dar tu chiar nu ai bunul simț să stai în banca ta, pentru că nu cumva te crezi tu mai evlavios decât toată biserica? Și toată biserica începe să tragă de el, ca nu cumva să vină el la cina Domnului. Aceste lucruri le spune pe față, iubiți credincioși, pentru că Evanghelia de astăzi asta spune. Slugă netremnică. Eu ți-am iertat ție 10.000 de talanți, adică preotule, știi, o slugă netremnică care ți-am dat cel mai mult. De ce tu nu ai îngăduință cu neputințele fratelui tău, care nu i-am dat atât de mult ca tine și are o datorie mai mică decât ai tu? Și atunci începe să spună, din evlavie, nu cumva să te apropii de Sfintele Taine prea des ca să nu le banalizezi, că doar împărtășania nu este borș cu fasole. Auziți, frățile voastre, ce comparație și ce vorbă s-a dus în popor, chiar de mare duhovnici ai neamului nostru din trecut și nu mai vreau să dau nume pentru că unii spun că atac la persoană. Iubiți credincioși, a compara că împărtășania este borș cu fasole și în glumă, ar însemna să cobori Euharistia la un nivel creat, la un nivel josnic, la un nivel mărunt. Nici prin cap nu trebuie să faci o asemenea comparație. Dar nici borșul cu fasole nu poți să-l mănânci în fiecare zi. Dar iată că ești obligat ca Sfânta Împărtășanie să o iei în fiecare zi. Pentru că Sfânta Împărtășanie este de fapt pâinea cea de toate zile, este pâinea cea spre ființă. Și tot alții, toți din cei care au 10.000 de talanți, încep să pună sarcini grele de genul acesta. Trebuie să fie niște soroace. Trebuie să fie un interval de timp. Nu poți așa continuu. Dar nu spune Apostolul, m-am săturat de soroacele voastre, de zile, de săptămâni, de luni, de ani și de soroace. Pentru că pare-se că am vorbit degeaba și nu ați înțeles nimic din cuvântul pe care eu vi l-am spus, pentru că, de fapt, cuvântul Domnului este acela a unei iubiri continue, a unei slujiri continue și a unei prezențe continue a lui Dumnezeu. Și atunci, iubiți credincioși, nu există niciun soroc în Sfânta Biserică Ortodoxă. Trebuie să ne împărtășim doar cu conștiința curată. Iar dacă nu ai conștiința curată, nici la 40 de zile n-ai voie să te împărtășești, nici de 4 ori pe an n-ai voie să te împărtășești, nici de Paști n-ai voie să te împărtășești pentru că nu ai conștiința curată.
Iar conștiința curată ce înseamnă? Încep să schimbe iarăși valorile și să exagereze. Păi măi, omule, dar tu chiar săptămâna asta nu te-ai mâniat niciodată? Dar oare tu chiar n-ai spus nicio vorbă în gândul tău? Oare n-ai avut nicio stare care să fie păcătoasă? Oare n-ai greșit tu cu nimic săptămâna aceasta? Dar punem întrebarea, dar tu, preotule, oare nu te-ai mâniat? Dar tu, preotule, oare n-ai spus nicio vorbă? Oare tu n-ai gândit nimic? Oare tu ești înger din cer? Și totuși tu vii și te împărtășești. Și mai mult decât atât, tu de fapt cobori foc din cer peste Sfintele Taine și aceste Sfinte Taine ești obligat să le dorești tuturor. Deci chirurgul trebuie să fie mai curat și mai dezinfectat pe mâini decât cel care este la 2, 3, 5 metri de el în sala de operații. Noi, cei care facem această lucrare în Sfântul Altar, trebuie să fim mai curați decât voi care sunteți prezenți în Sfânta Biserică. Și atunci punem întrebarea. Ne raportăm noi corect ca preoți și ca credincioși la Evanghelia de astăzi? Oare nu aceasta este drama Bisericii, iubiți credincioși? Pentru că spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă faceți unuia din aceștia mici ceva, mie mi-ați făcut. Adică dacă l-ați luat pe acesta mic și l-ați legat cu canoane mai mult decât trebuie și l-ați întemnițat și l-ați strâns de gât, mie mi-ați făcut. Și aceasta nu este altceva decât întemnițarea lui Hristos în chivot și în altar, pentru că îl legăm pe Hristos de fapt și nu pe om, îl legăm în chivotul rece, cum spune cuvântul ceresc, și în loc să-l dăruim să stea în chivotele vii, în bisericile vii, în inimile credincioșilor, noi de fapt îl separăm de oile sale. Și se poate continua, iubiți credincioși, cu foarte multe explicații legate de Sfânta Împărtășanie. Dar cuvântul este unul singur. Preoții trebuie să aplice aceeași măsură care o aplică față de ei, să o aplice și față de credincioși. Ba mai mult decât atât, cu ei trebuie să fie mai severi și cu credincioșii mai îngăduitori. Pe altă parte, uitați-vă frățiile voastre. Eu sunt pâinea cea vie care s-a făcut din cer. Păi dacă este pâinea cea vie, este pâinea care dă viață oamenilor, este pâinea care dă viață sufletelor, este pâinea care ne dă nouă și puterea și lumina și hrana și toate celelalte de care avem noi nevoie. Și atunci, iubiți credincioși, de ce căutăm noi atât de mult echilibrul de la lumea aceasta și nu o căutăm de la Hristos, de la Dumnezeu? Pentru că noi nu credem. Pentru că dacă am crede, am înțelege acele cuvinte care spun așa, fără de mine nu puteți face nimic. Ori de beți, ori de mâncați, ori de altceva faceți, în numele meu să faceți. Sau alt cuvânt care spune, cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Este, are și un înțeles mistic duhovnicesc. Dar și cu Dumnezeul nostru vom trece toate zidurile posibile din lumea aceasta. Pentru că spune frumos în cântare, înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Și dacă noi încercăm să facem orice altceva în lumea aceasta, fără să începem mai întâi cu Dumnezeu, atunci să știți că toate încercările noastre nu sunt altceva decât niște ținte false, niște demersuri care sunt sortite unei direcții greșite. Uitați-vă în ce stare este țara aceasta și lumea în care trăim. Uitați-vă câtă învălmășeală, uitați-vă câtă tulburare, uitați-vă câtă frământare în popor și toată lumea se uită la televizor și văd fel de fel de proteste în care oamenii își caută liniștea, tihna, armonia, stabilitatea, lumina și toate celelalte. Dar, iubiți credincioși, să nu facem politică, să nu ne implicăm în lucrurile acestea, pentru că să nu se creadă că suntem de o parte, de alta sau alte lucruri, pentru că biserica este lovită din toate părțile. Dar noi ca neam, dacă astăzi, în 10.000 de biserici, în jurul fiecărei biserici, s-ar aduna 1.000 de oameni, cu fiecare să aibă în mână câte o lumânare, iubiți credincioși, și ar fi stat la Sfânta Liturghie în jurul lui Hristos, ar fi cel mai mare protest în fața răului, în fața răutăților, în fața derbedeilor, în fața tuturor celor care nu fac voia lui Dumnezeu. Ar fi cel mai mare protest în duh și în putere adevărată și în lumină împotriva întunericului. Dar asta nu trebuie făcută doar odată, să știți frățile voastre.
pentru că trebuie să fie o acțiune în marș, continuu și constant, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare și în viața noastră de zi cu zi. Și dacă s-ar aduna oamenii în jurul potirului, o să vedeți că o să cadă tronuri, o să cadă cei care nu trebuie să stea în locurile în care ei încurcă țara și lumea și neamul. Și atunci lovitura în duh ar fi infinit mai mare decât lovitura în planul fizic. Dar problema care este? Poporul nu mai are credința cea adevărată. De aceea, iubiți credincioși, înțelegeți printre rânduri ce trebuie să înțelegeți. Fiecare să-și repoziționeze atitudinea interioară față de legea lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, noi păstorii, pentru că de la noi, de la cap, pleacă toată greșeala și toată răutatea. Noi păstorii trebuie să-i adunăm pe oameni în jurul lui Hristos. Există pericolul să se creadă că îi adunăm în jurul bisericii. Biserica sunt ei, credincioșii. În jurul potirului trebuie să-i adunăm, pentru că trebuie să devenim hristocentrici. Trebuie să-i adunăm, iubiți credincioși, să se adune, să devină fii al lui Dumnezeu după har, pentru că prin împărtășanie aceasta vii. Și dacă devii, și atunci dacă noi, preoții, ne repoziționăm, ne smerim în fața lui Dumnezeu, îi adunăm pe creștini în Sfintele Biserici și acești creștini devin niște puteri adevărate în lumea aceasta, închipuiți-vă că toate se vor aranja pe orizontală de la sine. Pentru că în orice funcție vei pune un om, dacă nu are valorile morale care trebuie să le aibă un creștin și valorile duhovnicești, indiferent cât el este de capabil, va deveni șantajabil, va deveni delăsător, va deveni mincinos, va deveni hoț, va deveni în fel și chip, pentru că dacă lui nu este teamă de Dumnezeu, nu o să-i fie teamă de nimeni de pe fața Pământului. Iubiți credincioși, întâi verticala, relația cu Dumnezeu. Întâi, noi preoții să avem grijă să schimbăm valoarea și să-i adunăm pe creștini în jurul potirului. Creștinii trebuie să se adune în Sfintele Biserici cu miile și dacă ar face acest exercițiu, vă garantez, iubiți credincioși, într-o lună, în două, în trei, până la Crăciun, s-ar schimba fața acestui neam. Pentru că ar crește numărul celor care poartă în inima lor și în viața lor și în puterea lor, ar purta ce? Puterea lui Dumnezeu care acționează în lumea aceasta. De aceea, cei care ascultați aceste cuvinte și această predică, trebuie să înțelegeți că nimic pe fața Pământului nu este mai puternic decât Cuvântul. Și dacă ne vom aduna în jurul Cuvântului lui Dumnezeu întrupat și vom însuși cuvintele Evangheliei în inima noastră și noi vom purta mai departe Cuvântul adevărului, atunci noi vom avea parte în Împărăția Cerurilor și nu vom fi părtași cu fățarnicii acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Amin.